În acest episod doresc să vă arăt modul în care se pot face observații pe textul biblic așa încât să înțelegem mesajul pe care Dumnezeu îl are pentru noi dintr-un pasaj simplu și scurt. Avem de exemplu aici 2 Petru capitolul 1, versetul 1. Observarea este un proces fundamental în înțelegerea textului biblic. O întrebare pe care ar trebui să o punem în fața oricărui text este despre cine vorbește textul. Despre cine. Da? Identificăm personajele în text. Foarte simplu, pasajul ăsta ne arată. Se vorbește despre Simon Petru. Simon Petru, rob și apostol al lui Iisus Hristos, către. Asta înseamnă că Simon Petru, dacă vorbește către cineva, Simon Petru este expeditorul. Da? E ușor de observat în pasaj. Despre cine mai vorbește textul? Către cei ce au căpătat o credință, da? Cei ce au căpătat o credință. Aceștia cine sunt? Aceștia, bineînțeles, sunt destinatarii, da? Destinatarii. Bun. Deci, pasajul ne arată că avem de-a face cu un expeditor și avem de-a face cu niște destinatari. A doua întrebare pe care o punem este ce se spune despre ei. Și veți vedea că observarea acestor detalii este extraordinar de importantă și ne duce la niște adevăruri absolut superbe, absolut superbe. De exemplu, despre Petru se spune că este în primul rând rob și în al doilea rând că este apostol. A fi rob, el era robul lui Iisus Hristos, arată relația lui cu Hristos. Da? Și a fi apostol arată slujba lui. Vedeți așadar că ceea ce este fundamental și important, este prioritar, este relația cu Hristos, da? Rob, că el era robul lui Hristos și abia în al doilea rând este importantă slujba. Vedeți de ce observarea este importantă? Am subliniat pur și simplu două detalii care se spune despre Simon Petru. Două detalii. Că el este rob și că el este apostol. Ordinea este absolut crucială în pasajul acesta. Ordinea. Și că el este robul și apostolul lui Hristos. Da? În contrast cu a fi robul și apostolul oamenilor. Da? Sau în contrast cu cei care erau apostoli mincinoși. Da? El era apostolul și robul lui Iisus Hristos. Bun. Am aflat ce se spune despre expeditor. Ce se spune despre destinatari. Despre destinatari se spune că au căpătat o credință. Asta e modul în care ei sunt descriși. Oameni care au credință. Dar iarăși punem întrebarea. Ce se spune despre oamenii aceștia care au o credință? Păi, cu niște săgeți subliniem lucrul ăsta. Se spune că credința aceasta este căpătată. Da? Credința este primită. Credința este darul lui Dumnezeu. Este un adevăr teologic fundamental. Credința nu este un produs omenesc. Credința nu este un rezultat al efortului omenesc. Da? Al doilea lucru care îl spune este că această credință are un preț. Vedeți? Are un preț. Are un preț. Este prețioasă această credință. Da? Ea a fost cumpărată pentru noi de Domnul Iisus Hristos. Al treilea lucru care se spune despre credință, vedeți, luăm expresiile la rând. De la început până la capăt. Este că această credință este comună credincioșilor. Este comună credincioșilor, da? Cu a noastră. Și apoi ne spune modul în care este primită această credință. Uitați, folosește elementul acesta de legătură prin. Au căpătat o credință prin, da? Cum este ea primită, da? Cum este ea primită? Ne arată că această credință este căpătată prin dreptatea Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Sursa acestei credințe care este Dumnezeul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, da? Metoda în care această credință, metoda prin care această credință este primită, este prin dreptatea Lui. Prin dreptatea Lui. Aici este, uitați, avem un verset atât de simplu și este o bogăție de învățătură și de lucruri practice pentru viața creștinului, da?
Modul în care noi ne identificăm pe noi, modul în care Petru îi identifică pe oamenii aceștia, modul în care, în ultimă instanță, Duhul Sfânt îi identifică pe credincioși. Sunt oameni care au credință. Nu au o credință omenească, nu au o credință ca diavolul, au o credință pe care au primit-o, au căpătat-o, nu au produs-o ei, da? În al doilea rând, au o credință prețioasă, de ce? Că e cumpărată de Iisus Hristos. În al treilea rând, este o credință pe care nu au doar ei, ci au toți ceilalți membri ai comunității creștine, care sunt creștini cu adevărat, da? Și apoi această credință este rezultatul, își are sursa în lucrarea răscumpărătoare a Domnului Iisus Hristos. Își are sursa în dreptatea Dumnezeului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Dacă El a murit pentru noi ca să ne cumpere mântuirea, atunci noi trebuie să primim credință, pentru că ea este câștigată de Hristos pentru noi. Acestea sunt doi pași simpli pe care îi puteți folosi în orice text pentru a observa detaliile fundamentale care formează tot peisajul unei doctrine sau unei învățături sau unui lucru care este învățat în textul respectiv. Da? Identifică despre cine se vorbește sau despre ce se vorbește și apoi ce se spune despre ei sau despre lucrul acela. Da? Ce se spune despre ei?